Bun găsit, dragi telespectatori! Suntem de această dată oaspeți la Mărășești, la Casa de Cultură. Suntem împreună cu domnul director, pe care îl rugăm să se prezinte, pentru că chiar acum câteva zile și-a lansat o carte. Vreau să vă spun și titlul acesteia. Evanghelia a cincea este o antologie de poezie, dar pe lângă faptul că poezia se împacă foarte bine cu activitatea artistică și cea muzicală în mod special, vom aborda și probleme legate de activitatea Casei de Cultură și nu numai, pentru că noi am venit cu niște planuri foarte serioase aici la Mărășești. Bun găsit și vă rog să vă prezentați pentru telespectatorii noștri. Bine ați venit, vă mulțumesc pentru această onoare care ne-ați făcut-o. Pentru toată lumea, sunt Constantin Ghiniță, sunt directorul Casei de Cultură Emanuel Petruț din Mărășești. Din 76 sunt aici și de o viață lucrez în muncă culturală, deci numai asta am făcut. Bineînțeles, pe lângă alte 50 de munci care, sau locuri de muncă schimbate, pentru că a trebuit să mai și mănânc din când în când. Am studii teologice la Sibiu, am 11 cărți publicate, sunt membru al unui scriitorilor. Noi încercăm, prin vizita noastră, să încercăm să dăm o mână de ajutor prin informarea publicului din România în ceea ce privește activitatea dumneavoastră, și când spun aici, spun și întreaga echipă pe care o aveți la Casa de Cultură. Mai nou dorim să intrăm într-o discuție și cu domnul primar, pentru că am înțeles că ar avea bunăvoința de a ajuta actul artistic, cu atât mai mult cu cât noi venim cu un proiect foarte important pentru tineretul din localitate și nu numai, pentru a promova valorile acestora, talentul pe care îl au și care nu este făcut cunoscut la nivel național. Vom asista la un spectacol, din câte am înțeles eu, excepțional. Noi o să vă spunem impresiile noastre și după acest spectacol. Iată că aici există o activitate, deși, așa cum spunea și domnul director, există diverse probleme care nu țin întotdeauna numai de factorul financiar, pentru că ele, aceste probleme vin din factorul uman, factorii de decizie, cei care ar trebui să aloce, să spunem, o mică parte din bugetul local și pentru activitatea culturală, care se pare că în ultima vreme în România a devenit un fenomen extraterestru sau nu știu cum să-i spun, un fenomen la care vin politicienii doar când au nevoie de voturi. Nu, acest lucru trebuie să fie foarte serios abordat, pentru că trebuie să înțelegem că dacă nu avem cultură, vom pierde și identitatea, vom pierde absolut ceea ce ne caracterizează cel mai bine, talentul nostru creator. Cu ce ați putea să completați ceea ce am spus eu, domnule director? Înainte de a răspunde concret la întrebare, aș vrea să mai adaug câteva lucruri, dacă îmi permiteți. Aș vrea să spun că Mărășeștiul, Casa de Cultură Emanuel Petruț, Emanuel Petruț fiind născut aici, este una dintre puținele așezăminte culturale care se mândrește cu trupe și formații proprii. Noi nu ne putem permite, iertați-mă, chiar nu ne putem permite să aducem formații mari din țară, cum fac alte orașe, pentru că nu avem cum, costurile sunt uriașe. Am făcut un calcul, de exemplu, că la sala care o am eu, dacă aș aduce o formație mare care se ridică la ora actuală la 1.500-2.000 de euro într-o seară și cântă jumătate de oră, păi mie ar trebui să bag biletul cu 1.000.000, ceea ce este îngrozitor la o populație săracă, la niște copii minunați, pentru că aici revin la întrebarea noastră. Avem talente extraordinare și tare mi-e teamă că multe dintre ele se vor pierde.
Se vor pierde atât din punct de vedere, de vedere financiar, pentru că părinții sunt săraci, sunt plecați în Spania, sunt plecați în Italia, sunt lipsiți de grijă. Știm cu toții, de fapt nu mai repet o serie de probleme de acestea care se cunosc. Racile care le-aș denumi. Avem copii minunați, m-am izbit toți anii aceștia de acest lucru. Copii absolut cu o capacitate de a forma un mediu nemaipomenit, un viitor bun pentru țara asta, că merită această grădină a Maicii Domnului, cum a fost denumită ea, merită un viitor într-adevăr bun și un loc în lume așa cum trebuie.